Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Robe pe Dumești. Hei bine, jupânilor, înainte de a începe acest nou episod, v-aș ruga în forță să apăsați butonul de subscribe, cel de like și nu în bun rând să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că dacă aveți vreo nenumurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați un mesaj, iar eu o să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți acum în forță, în forță, 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 cu un mare follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem pe câmp cu tebescul nostru 651, cu asta 4x4. Am venit acum, după cum se vede, de la Discuit. Și ce credeți? S-a întâmplat o belea, un mic jaf pe aici, pe la noi, prin sat, prin Dumești. Să vă explic mai bine. M-a sunat ofițerul de la secție, domnul Matei, care zice în felul următor: că a prins dita mai camionul, ce să mai, l-a furat de lemne în pădurele Neapintilie. Neapintilie a fost anunțat de un sătean de pe acolo, vecinul lui de pe acolo din zonă, bine, vecinul lui de acolo din zonă, căci că se taie la greu tocmai în vârful pădurii la deal. Se taie la greu lemne și se auzeau drujbele, vă dați seama. Bine, Neapintilie a fost sunat că nu era acasă, după aia a venit el acasă, pardon, și ce să mai, a sunat poliția, nu s-a dus el la fața locului, dar i-a văzut. A sunat poliția, polițiștii au ieșit în fața lor și i-au oprit, au tras pe treapta. Acum băieții sunt cam, riscă cam un dosar penal și nu știu dacă să vă zic sincer cu, dacă chiar și pușcărie, pentru că la faza asta e un furt calificat ăsta, ce să mai, să vii să furi direct cu camionul din pădure de la om. Nu e chiar așa de, nu chiar așa de simplu. E chiar acolo sunt, este echipaj de poliție și o să mergem imediat. Nu mai să ducem și noi la stână direct tractorul ăsta, că na, vă dați seama, trebuie să mergem și noi pe acolo să vedem care e treaba. Că m-a sunat domnul Matei, mi-a explicat care e situația și mi-a zis să vin și eu acolo să văd toată treaba și să-i ajut la să transport lemnele în altă parte, bineînțeles cu tot cu camion. Să le duc direct la primărie, pentru că de acolo o să vină un alt echipaj de poliție, garda forestiere și tot așa mai departe. Și o să se ocupe ei de treabă în continuare. Bineînțeles, o să vedem care e treaba acolo, așa că haideți acolo cu un mare, mare like. Bineînțeles, chiar acum nu ezitați să lăsați un mare like. Să strângem peste 400 de like-uri la acest minunat episod, așa că haideți în forță, forță, forță maximă acolo. Ce să mai, băi, dacă ai ajuns să furi în 2024 și cu camionul se duce bădure la om, înseamnă că e gravă situația și băieții, v-am spus, o să cam riște vreo câțiva ani buni de s-ar putea de pârna aia. Acum, da, fiecare, eu știu, ori un destor penal, ori nu știu, depinde fiecare. Ci că erau trei baștan, pe doi deja i-au dus la secție și doi mai sunt acolo să, într-un fel, ca complici. Complici, da, bine, că și ei, vă dați seama, unul a ținut de 6, unul a ținut de 8, unul a băgat lemne, unul a tăiat și tot așa, vă dați seama că nu-i chiar așa, chiar așa. Deci 4, 2, v-am spus, i-au dus la secție pe șofer și pe celălalt care era în cabină și ceilalți doi care vineau din urmă. I-au oprit și vă dați seama că i-au dus ca complici. Acum hai să parcăm și noi aici, bine, o să parcăm aici în grabă UTB-ul și cu discul și să mergem să vedem despre ce e vorba. Hai să vedem care e treaba, nici nu știu ce mașină să iau. Avem aici, hai că luăm Arrow, că oricum trebuie să mă duc să văd care e situația acolo, că na, sunt și eu curios pe acolo. V-am spus să luăm, cred că o să trebuiască să luăm camionul de pe acolo, cine știe, să-l ducem la primărie. După cum mi-a povestit asta, cum îi spune, domnul Matei la telefon. Și na, ce să mai, până la urmă asta e treaba, na, cu furatul de lemne, că e greu, mai ales dacă te prind, ai încurcat-o. Și uite că băieții ăștia au avut ghinion de data asta. A, dar cum de s-au gândit ei? Că da, de fapt a fost o grămadă de furturi prin pădure pe la Neamatei, așa că ce așteptări să mai am, că au fost o grămadă de furturi cu cai. Hai, mai tăler cu cai, dar au venit cu camionul băieții. Deja aici e altă treabă. Alt nivel de furt, așa că na, hai să vedem care e treaba pe acolo. Parcă văd după curbă niște girofaruri, dar hai să vedem. Da, uite-i tata. O, ușor, stai chiar să fac explozie pe aici. Da, uite-i tata. Ia uite aici. Mamă, fii atent. Dita mai camionul, băi. Dita mai camionul aici. Stai așa. Stai așa, că nu-i așa.
Stai așa. Oprim frumos aro și să ne dăm jos, că na, ia uite, tată, cât alemnele, a, uite. Păi asta vor să furie, băi, baștanii ăștia. Ia uite, tată. Mamă, aici sunt o grămadă de lemne, tată, ia uite. Cum naiba le-au încărcate așa de repede, nu știu, dar... Bine, uite că n-au avut drumul lung de pădure până aici, foarte, foarte repede i-au prins, văd că... Ce să mai ziceți voi dacă nu sunt ăștia sănătoși la cap? N-ai, ce, ăștia nu sunt sănătoși deloc. Ia să vorbesc cu domn Matei. Străiți, domn Matei, da, spuneți-vă rog care-i treaba și cu ce să vă pot ajuta. Așa, domn primar, da, ce să mai am prins pe băieții ăștia aici, le-am crezut că le merge confortul ăsta cu camionul pe lemne. Băi, ăștia nu sunt normal, băi, au venit cu camionul să fure lemne din pădure de la om. Ce să mai, doi s-au dus la secție după cum am și spus și acum așteptăm declarațiile celorlalți doi. Dar ăștia, vă dați seama, o să fără dosar penal nu scapă nimeni deloc și ceilalți doi care deja la secție, cred că și că 2-3 ani de părnaie sau nu știu, muncă folosul comunității, dar nu cred, prea noroc să aibă. Și ce să mai, chiar vă juca să duceți camionul să-l transportați la primăria acolo în curte, pentru că, na, de acolo o să constate alt echipaj de poliție când o să vină și acolo o să stea, bineînțeles, cel mai în siguranță și, na, aveți tot cheile în contat, tot ce trebuie aveți acolo. Și dacă puteți să-mi duceți, chiar ar fi de mare ajutor. Da, domn ofițer, imediat o să-l duc și o să... Ce să mai, îl opresc acolo și las, da. Ce să mai, băi, băiatule, ia uite, tată. Cum, băi, să te bagi, mă, cu camionul la fura? Hai să ne urcăm în el și să-l pornim, băi, ăsta ce-i, maz, ce-i, camaz, nu, e camaz, ăsta e camaz, ia să-l pornim. Ia uză-l, tată, ia uză-l, tată, dita mai camionul. Acum, ce să mai, să-l băgăm în viteză. Hai, tată, intră în viteză, cam greu intră în viteză, serios de nu. E greu, hai, ușor, o luăm de aici și să plecăm. Ce să mai, tată, zi tu dacă sănătoși. Păi aici au 30 de tone de lemne, ești nebun. Cum naiba, mă, să fur 30 de tone de lemne, ești nebun. Ești nebun să te bagi la furat de 30 de tone. Dă-o, mama, mă, eu înțeleg că se fură, dar nici în halul ăsta. Băi, tată, stai că aici facem explozie mare dacă nu oprim. Oh, tată, ușor, uite, pe ăla de sus nici nu l-au mai legat. Când, cred că când au plecat au zis, băi, nici pe ăla nu mai leagă, că deja le au prea mult timp. Uite, deci tu, tată, dita mai remorcile cu lemne. Aia e, ce să mai, acum băieții au încurcat-o, după cum a zis și ofițerul. Acum v-am spus că o să vină alt echipaj să se ocupe de caz. Om vedea acum, na. Ce să mai, bă, dar jale mare cu ăștia, bă, e jale mare, dar, fai, nu știu de unde o fi ăștia, că sigur nu-s de pe la noi din zonă, că de aici nu se fură cu camioanele, au venit din altă parte, au fost te anunțați de cineva care știa de pădurea respectivă, că nu prea e, cum să vă zic eu vouă, circulată, decât de mine și de Neapintilie, atâta, în rest, și asta odată la săptămână. Și ce au zis băieți? Hai că le merge, nu? Da, uite că nu prea le-o merge, băi. Nu prea le-o merge, vezi? Aia e, ce să faci acum? Hai să-i dăm la stânga un semnal și să mergem să aducem camionul direct la primărie. Că n-ai. Mamă, ce să-i faci, mă? Uite, tată. Dita mai camionul, zi tu, dita mai camionul, dacă nu-i culmea. Da, băi, n-ai ce să le faci, eu v-am spus, i-am ajutat acum pe domnii ofițeri cu treaba asta. Și, na, să ducem camionul aici, să-l parcăm, cred că o să-l las aici, dacă ține frâna de mână, dacă nu, să-l pun pe curmezii și așa. Ia să vedem, dacă trag frâna de mână, îl ține? A, bă, că îl ține fără probleme. Hai să-l oprim și să ne dăm jos, bă, dă-o, mama, măsii de treabă, uite cât alemnere. Ia uite, pe aici lemne de 150 de milioane, vă zic eu ca popas, lemne de 150 de milioane aici. Păi cum n-ai, băi, de capul meu, vă dați seama. Na, lemne de vreo 3.000 de euro, cam pe acolo. Aia e, ce să faci până la urmă, dacă băieții, ia să luăm pe aici. Dacă băieții nu s-au gândit prea bine, ce au zis, băi, le merge, dar uite că nu prea le-au mers. Cine știe, poate au mai ciordit ei înainte, n-ai de unde să știi. Poate au mai ciordit înainte, pentru că...
Astea nu o fac decât ăștia mari profesioniști care se ocupă cu Jordan. Că în rest, n-ai, bă, cum să te bagi, mă, cu camionul, bă, acum tot mă gândesc camion la furat de lemne în pădure, bă. Da, aia este, ce să mai, complicată treaba, n-am ce zice pentru ei, că pentru mine aia e. Dar n-am ce să mai comentez în afară de... Ce să-mi dai, nici nu mai îngăzesc cuvintele, ce să mai zic. Să te bași tu cu... Hai să luăm și noi un Fiat-ul. Să te bași tu la fura cu treburi de astea, n-ai. Înseamnă că prea, prea la extrem au dus-o băieți. Aia e, ce să faci. Au fost prinși acum, de acum nu o să mai pună mâna, zic eu, pe așa ceva, până cred că mult timp nu o să mai pună mâna pe așa ceva, dar aia e, ce să le faci. Dacă le-au trebuit treburi de astea, acum fiecare face după cum îl taie capul, nu? Nu sunt eu aici să zic care face bine și care nu. Aia e, nu judec eu acum. Da, na, părerea mea asta e, na, ce să mai, că cum bă, să te bagi așa? Da, aia e, până la urmă fiecare, cum dorești. Hai să-i dăm și noi la treabă, că nu se mai poate, văd că pe aici e pericol mare de furt. Bine, am fost pe zonă multe furturi de lemne, dar ăsta l-a depășit pe toate. Ăsta a intrat, a depășit recordul, a spart orice limită, orice măsură în trecut. Asta e, ce să mai... Până la urma urmei... Da, na, ce să mai zic, că nu mai zic nimic, că mai bine aia e. Nu mai zic nimic, că deja e prea mult. A, să mergem să arăm și noi pe acelea niște... Să arăm treaba asta de aici, păpușoii ăștia, că-s vai de mama lui, lor până la urmă. A fost uscați, au fost vai de mama lor, nu soi, că aia au fost, cred că de la... Au fost de pe fundul sacului semințele astea. Serios, de nu zici că au fost de pe fundul sacului, de aia au ieșit în halul ăsta. E, asta e, data viitoare băgăm ceva mai bun. A, uite, tată. A, uite cum o ia. Frumos, nu? Ziceți voi. Ziceți voi dacă nu-i frumos. Na, ce să mai pun la urmă? Asta e treaba. Acum vreau să ar și o parcela asta ca să semăn ceva frumos pe aici. Cred că ceva soarea soarelui, zic eu, că cel mai bine o să iasă pe aici. Bine, toată parcela, nu numai zona asta. Aici a fost semănat, pardon, porumb, pentru că na, așa a fost să fie, dar o să semăn floarea soarelui data viitoare. Hai să-i arăt că prea urât arată. Hai să vedem. Ne întoarcem și... Pam, hai că m-am întors bine. Să împlugu jos și dă-i tata acum, iarăși. A, uite ce a luat-o. A, uite ce a luat-o Fiat-ul ăsta frumos. N-ai treabă. N-ai treabă cu el. Da, ce să mai, eu fac treaba frumos aici, treaba cinstită pot să zic, dar na, ce să mai, asta a fost să fie, a fost un episod mai interesant pot să zic, mai ceva mai la extrem pot să vă zic sincer, cu treaba asta care s-a întâmplat. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.